Galeriile de artă Ioan Sima din Zalău găzduiesc începând de astăzi o expoziție specială dedicată epocii de aur. Deschiderea oficială a expoziției intitulată Arta în slujba ideologiei comuniste a avut loc astăzi în prezența reprezentanților Muzeului Județean de Istorie și Artă, a iubitorilor de cultură, dar și a elevilor și profesorilor de la școlile din oraș. Potrivit lui Sobaotilo, expoziția încearcă să evidențieze influența regimului comunist asupra artei și culturii sălejene în general. În cadrul expoziției, publicul poate viziona mai multe opere de artă realizate în perioada respectivă, obiecte personale, ordine, medalii, diplome, brevete, însemne ale epocii, albume de pionier, precum și o serie de imagini cu vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în Sălaj. Deși reprezentanții muzeului au lansat de nenumărate ori invitația publicului larg să contribuie la îmbunătățirea acestei expoziții, se pare că acesta a răspuns negativ invitației și în cele din urmă expoziția a fost organizată în mare parte cu obiecte aflate în patrimoniul muzeului și mai puțin cu obiecte din colecțiile particulare. Prezent la eveniment, Dr. Marin Pop a declarat că pe viitor intenționează să colaboreze cu școlile din județ, astfel încât elevii care nu au trăit în epoca de aur să-și facă o impresie despre acea perioadă.